doamna Anițescu, anișoara, aleatoriu. S-a dus la mama acasă. A bătut la ușă, mama când a văzut-o șocată, bună ziua, ce-a pățit Radu? La care doamna învățătoare, șocată la rândul ei, nu, nu, bună ziua, dar eu am venit să întreb ce-a pățit Radu. Păi cum, că Radu meu e la școală? Nu, 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 Radu al dumneavoastră nu vine la școală de 2 săptămâni. Și vă dați seama, șoc și groază. Și acum, ca să vă dați seama cumva că prostia mi se trage de undeva, părinții mei, pe care îi iubesc și sper să mă iubească și ei pe mine, nu s-au gândit că, bă, tâmpitul face asta de aproape 2 săptămâni. O să se întoarcă singur. Nu. Ei s-au panicat și au început să mă caute prin oraș. Și în continuare, mereu când îmi aduc aminte de întâmplarea asta, stau și mă gândesc, bă, nene, pe unde m-or fi căutat ei? Pentru că nu ei m-au găsit, m-a găsit maică-mea mare, care mergea la piață și nici nu știa ce se întâmplase. Caolul, Radule, ce cauți pe aici singur? Eu, a, vezi, doamne, am fost prin parc cu clasa, ne-am plimbat și acum ne-a dat drumul.